Văd că doar unul dintre voi este bronzat. Ce ați făcut în vacanță? Doar unul a stat la soare și unul a stat la umbră? Eu am stat mai mult, că mi-mi place să stau, să mă dau cu ulei, să stau acolo 13 ore la soare. Aș crezut că e invers, dar uite că el e mult mai bronzat decât tine. Așa este. Mă flatează chestia asta. Partea care se vede, pentru că sunt toată acoperită cu rochia, am stat cu acoperișul de la șezlong deasupra, pentru că am citit. Dar uite, știi unde se vede, e întoarceți puțin. A, pe spate, da. Ca să nu ziceți că n-a stat și la soare. Da, dar o dungă mică, ne așteptam mai mult dacă stăm să luăm așa comparativ. De asta zic că mie îmi place să stau la soare, chiar îmi place, dar poate nu așa mult. Sunt unii care sunt amatori de stat la soare de dimineață până seara. El. Gen... Nu dăm nume, unii nu dăm nume. Da. Da. Persoanele de față se exclud. Da. 18 ani ai tăi să nu-ți placă să stai în continuu. Îmi place, dar nu în continuu. Adică am... Eu am citit mult pe plajă, că îmi place să citesc, e altă atmosferă. Și pentru că nu văd fără ochelari, a trebuit să citesc cu ochelari. Și ca să nu mă bronzez cu ochelarii pe față, a trebuit să-mi trag chestia aia pe față. Dacă nu purtam ochelari, nu aveam nicio treabă, cred că eram neagră acum. În schimb, am compensat eu. Am zis, dacă tu nu s-a bronzat ea, eu să, da, și m-aș face și mai negru, dar nu prea mai e soare și nu prea mai suntem în vacanță. Cum a fost această săptămână de miere? Asta mai mult de o săptămână? Două săptămâni. De miere. Cum v-ați... A fost foarte frumos. Călduroasă, frumoasă, plină de și mai multă dragoste. A fost ceea ce am așteptat de mult timp, pentru că n-am mai plecat și a fost prima noastră vacanță. Cred că ați mai fost până acum în vacanță? Am fost în vacanță de ziua noastră, când am plinit un an de relație. Da. A fost la munte, dar am stat 5 zile aici în România, dar așa să plecăm noi peste țărmurile Romantici. României. Da, n-am mai fost și a fost exact atât cât a trebuit. Ne-am odihnit pe cinste, așa că putem să spunem că am savurat-o din plin. Și am mai fi vrut, dar nu prea ne-a lăsat treaba de aici, pentru că avem multe proiecte, mulți oameni începeau să sune în ultima săptămână, când veniți, că avem nevoie, că trebuie să terminați piese, că nu știu ce. Dar sperăm să mai plecăm și la iarnă. Și vreau să mai întreb ceva, pentru că le întreb pe toate colegele tale de scenă care s-au căsătorit, dacă și-au păstrat numele de scenă sau au trecut în acte. Bine, la voi nu se pune acum în discuție faptul că aveți un copil. Majoritatea schimbă numele atunci când apare și un copil, ca să nu fie vreo problemă de birocrație. Altele spun că nu există. Dar deci ți-ai păstrat în continuare numele? Da, mi-am păstrat numele. Șoc și groază. E chiar șoc în majoritatea. Da, deci nu mai e joc. Dar știi cum, astea sunt detalii pentru noi nesemnificative oarecum, pentru că nu asta contează. Te ține acolo legat sau corect, conectat cu persoana dragă. Voi care v-ați căsătorit, abia ați făcut majoratul amândoi și v-ați căsătorit și acum nu contează una. Păi, nu, simți de la nu, actul contează, pentru noi a contat actul, dar mai puțin numele, că na, pe ea o știe toată lumea de când e mic și nu, adică n-am avut o problemă și nu avem problemă cu chestia asta. Da, sănătoși să fim, să ne iubim în continuare și asta e tot ce contează. Corect. Relația contează, nu celelalte chițăbușuri. Restul sunt detalii. Da. Zi-mi așa pe scurt și vă las să vă distrați, că tot citesc, deși eu, sincer, v-aș sfătui să mai copilăriți un pic și să vă faceți nu cât mai mult. Nu, dacă nu e. Oricum nu s-a... se vede că nu ești. Nu, deci s-a speculat. Dar chiar vrei atât de repede, știu, cu tot timpul ai fost deschisă și ai spus că vrei o familie numeroasă, că atunci când va fi momentul, nu vei spune nu. Dar totuși, să clarificăm că o familie numeroasă nu înseamnă la 19 ani acum ne avicutez. Nu ne grăbim, așa cum ai zis tu, vrem să copilărim și noi mai mult un pic. O să vină la momentul oportun și nu vrem să ne grăbim, efectiv o să vină mai atunci când o să simtă... ne mai distrăm și noi, să când mai vedem Dumnezeu, lumea asta frumoasă. Mă speriasem când tu citeam, zic, chiar așa? Nu. Sunt speculații, pentru că este firesc ca după ce se căsătorește un cuplu să vină normal întrebarea inevitabilă, când urmează copilul, când o să fie. Și normal, majoritatea poezelor mă vedea cineva cu puțină burtică, gata, ești însărcinată. Nu e adevărat. De, cred că dacă nu mă înșel, de 12 ore a scris presa că ar fi însărcinată. Da. Și n-a fost, poate a 13-a oră, poate e cu noroc. Ca...